Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de unboxing de data asta. Cum v-am spus și în celelalte episoade, cei care nu știți, am comandat de la PC Garage o placă de bază Gigabyte de format ATX. Mă rog, o să o vedeți în următoarele minute. Ideea următoarea, a fost defectă cu sochetul de la procesor, cu câțiva pin de la sochetul de la procesor rupți, jumuliți, mă rog, pe acolo. Și am cerut să-mi returneze banii, nu au acceptat după 2 luni în care m-am confruntat cu ei că tot nu vreau să recunoască, mă rog, faptul că mi-am desat-o pe gât, practic. Am reușit să vorbesc cu cei de la Gigabyte România și bineînțeles mi-au reparat-o ei gratis, dar dezavantajul acum nu mai am garanție. Și asta acum mi-a venit coletul. Asta e. Bun. Deci, o să... Acum filmez cu telefonul meu, Smart 4 Turbo, Vodafone. După cum vedeți, am și lumină, autofocalizare. De fapt, nu am auto, e focalizare de la mine. Mă rog, focalizez eu când e nevoie. Dar acum să desfac ăsta așa frumos. Dacă se poate, cu o singură mână. Dar nu prea reușesc cu o singură mână. După cum vedeți, nu mai am cuțitul ăla de unboxing, ăla roșu cu floricele care a zis toată lumea, pentru că nu l-am mai găsit acum și m-am grăbit să desfac chestia asta să văd cum e, dacă e în regulă, dacă... Ok. Deci. Aici de ce? Nu vrea să se deschidă. Sper să fie în regulă, sper să fie reparată, cum au zis cei de acolo. Și ardă nerăbdare, sincer. De-abia aștept să o văd. Ok, e în regulă. Am desfăcut cutia. Asta, PC Garage, bla bla bla. Și în sfârșit, placa mea de bază la care am o am de atâta timp, adică de când am cumpărat-o, mă rog. Aici Intel Core, mă rog, ultra durabile 3 HDMI. Vedeți și voi de fapt aici tot ce e. V-am mai prezentat-o și în episoadele, și în unboxing-ul trecut. Așa, de cred că acum am autofocus. Vedeți și voi aici. Dacă aveți nevoie de date, ceva de genul. Ok, și acum să vedem cum este placa. Dacă e în regulă. Da, ușor, așa să desfac dacă reușesc. Ok, haide. Așa. Bun. Astea sunt cablurile SATA. Așa. Niște SATA-uri normale, negre. Mi-a plăcut foarte mult cum arată, mă rog. Nu mai contează asta. Și placa. Dați mai puțin să pun mâna pe calorifer în caz că sunt încărcat cu energie să o... Ah, cred că v-a scârțit un pic pe ureche sunetul ăsta. În fine. O să ne uităm mai încolo la placă. Asta e backspace, back flip-ul ăla, back-ul cu toate găurile respective. Și dacă vă întrebați ce e aici, este data mea de naștere, Zodia și King. Am făcut eu o chestie pe mână, nu contează. Că am tot apărut așa prin cadru, vedeți? Și, mă rog. Hai focalizare. Așa. Asta este backflip-ul. O să-l vedeți mai încolo. Ăsta e, ce m-a înțepat în spate aici? Bă, mi-a venit scaunul în spate. Așa. Aici este CD-ul cu drivere pe care nu cred că o să-l folosesc. Mă rog, cărticelele și alte prostii. O să le punem pe toate aici. Și o să dăm cutia la o parte și o să mă uit la... O să desfacem placa propriu zisă. Bun, deci... Încă o dată să mai ating ăsta caloriferul ca să fiu sigur că va fi, e tot în regulă și că nu se strică ceva. Bun, deci 4 sloturi RAM, ăsta este procesorul, o să îl desfac așa frumos cum se desface pentru ca să vedem dacă e reparat. Ok. Da, deci sochetul în momentul de față este reparat. Doamne, dar urăsc cărțitul ăsta. Deci vedeți și voi,
Da, nu, e reparat, e în regulă. E schimbat sochetul de la procesor. Deci, așa, o să mă duc așa ușor, în toate părțile, ca să se vadă. Așa, deci eu am avut câteva probleme mici. Pe aici, pe sus, pe dreapta, mă rog, peste tot. Nu o să ating cu degetul pentru că nu e bine. O să închid asta acum la loc și nu o să mai umblu la el până nu o să iau un procesor. Bun. Și acum, haideți să vedeți fața la placa de bază. Bun. Deci, aici este. Cum să fac eu ca să... A, bliciu-i mai jos. Am înțeles. Ok. Două USB-uri 2.0 și USB. Intrare aici pentru mouse și tastatură. Un VGA, un DVI, un HDMI, două USB 3.0, două USB 2.0, o mufa de internet și 7.1 surround. Adică pot să bag eu toată stația, toate... Cum se numesc astea? Toate boxele. La subwoofer, că eu l-am subwoofer care are 3 fire, 3 găuri aici, verde, albastru și portocaliu mi se pare, sau negru, albastru, negru, alba, negru, verde și portocaliu, ceva de genul, nu știu care sunt, în fine. În continuare avem aici sloturile pentru placă video, avem două sloturi în caz că vrem să facem SLI între plăci și încă două sloturi pentru alte chestii, dacă vreau. În fine, asta e cum se numește? Fac așa ceva de genul. Este o placă de bază de format ATX. Urmează să-mi achiziționez și celelalte componente și sper eu cât mai repede ca să-mi pun în funcțiune noul calculator care sper să ajung departe cu el. Și sper să pot să joc orice, dar bine, vă zic eu cu un i3 4170 de 3,7 GHz și cu un GTX 750 Titan o să pot să joc orice și cred că, de ce nu, cred că și în anii următori. În fine, cam asta a fost unboxing-ul la placa de bază după ce mi-au reparat-o, Doamne ajută. Și nu uitați să lăsați un like, eu am fost King și noi o să ne vedem data viitoare. Pa, pa!